Bună seara și bine ați revenit la o nouă ediție BRD Tennis Insider. După cum v-am obișnuit, o am alături de mine pe Luminița Paul, invitata noastră permanentă, și îmi face plăcere să le urez bun venit în studio Monica Niculescu, felicitări pentru meciul de azi, și antrenorului Călin Ciorbagiu. Bună seara! Spuneți-ne cum a fost meciul. Eu sau Călin? Top! Mie mi s-a părut un meci foarte dificil. Condițiile au fost grele, am jucat pe o caniculă, a fost foarte cald, ieri am terminat destul de târziu și asta a simțit primul set, mi s-a părut că am fost puțin lentă, nu prea m-am mișcat bine la mici, dar am reușit spre final să intru în joc, mi-am propus să conduc eu jocul, să încerc să mă mișc mai bine și până la urmă a ieșit bine. Au fost însă din nou 3 seturi, ca în primul tur. Al doilea a fost ceva mai simplu, mai simplu pare din afară. Să știi că în fața Telianei Pereira e reușită a 400-a victorie a carierei. Îți plac cifrele? Da? Ai jubile din acestea? Nu știam lucrul acesta, mă bucură. Înseamnă că am avut ceva victorii la viața mea. Da, și acel meci cu Pereira, deși au fost doar 2 seturi, am jucat 1:40. Azi iarăși 3 ore, într-adevăr, meciuri grele, nici nu mă așteptam să fie ușor, deja sunt în sferturi, acum în semifinală, meciuri din ce în ce mai grele. Mă bucur foarte mult că am reușit să fac această semifinală, îmi doream mult, anul trecut tot așa, am făcut acea semifinală fantastică și frumoasă cu Simona, un meci foarte bun pentru public și pentru noi. Să ajung iarăși în semifinală și anul acesta pentru mine este o realizare incredibilă și mă bucur că am jucat cu Andreea azi. Spre sfârșit am jucat, eu zic că am crescut nivelul și a fost un meci bun. Cu ce te-ai confruntat pe lângă canicula insuportabilă astăzi împotriva Andrei? La un moment dat nu mai puteam să mă concentrez foarte bine, nu știu dacă de la căldură, mi s-a părut că nu ajung la anumite mici pe care în mod normal trebuia să le ajung. Cu deplasarea mi s-a părut primul set că am fost destul de lentă, dar setul 2 am revenit incredibil, am jucat excelent și mă bucur că am reușit să închid meciul, dar da, cu deplasarea puțin în primul set. Cu setul 2 ai fugit chiar. Da, setul 2 mi-am propus să conduc eu jocul, să mai vin în față cu Pereira, am venit foarte mult în față și m-am propus să joc mai, să încerc să mă mișc mai mult, pentru că nu mă mișcam bine și până la urmă a ieșit bine. Nu, Călin, cum a ieșit? Da. A fost bine, nu? Da, totdeauna când câștigi se cheamă că e bine, dar sigur că a fost un meci complicat. Andreea este o jucătoare foarte bună, este o jucătoare în plină ascensiune. Mă așteptam să fie un meci dificil, nu mi-am imaginat nicio clipă că meciul va fi ușor. Mie îmi place foarte mult cum joacă Andreea, are niște lovituri absolut deosebite, are o lovitură de dreapta ucigătoare în anumite momente. Și sigur că nu e ușor să reziști tirului ei de lovituri câștigătoare și în primul rând trebuie să mental să fii puternic tot timpul ca să fii up, să încasezi și să aștepți momentul când să mai pui și tu punctul pe ei, ca să zic așa. Eu îți mărturisesc că am văzut setul 3 și de multe ori mie personal mi se părea că o inviți în teren. A fost un confort planului să returnezi curt sau așa s-a întâmplat? Nu, dar dădea foarte lung și foarte razant și a fost puțin diferit meciul față de ieri. Pereira lifta mingea, trebuia să vin eu peste ea. Azi m-am trezit cu alt joc, lovea foarte lung. Dacă cumva nu-mi intra prima servă și rămâneam pe serva 2, imediat încerca să facă punct. A fost altfel de tenis azi și eu doar încercam să o mișc pe Andreea. Și dacă a ieșit puțin scurt, n-a fost intenția mea, eu doar îmi doream să îmi fac jocul, să încerc să conduc eu și să încerc să o mișc. Acum că a ieșit scurt, nu știu, nu era în plan. Aseară, cum spuneai și tu, ai terminat foarte târziu meciul, ai ajuns târziu la hotel, cred că te-ai și culcat târziu, pentru că spuneai că ești energizată, adrenalina încă era sus. Poți să ne spui cam care este programul după un meci din acesta? Ce faci ca să scurtezi totuși perioada, să poți ajunge să și te odihnești? Primul rând m-am schimbat de haine, clar, imediat. Apoi am făcut un stretching, cred că am vorbit puțin de meci, am făcut un stretching și imediat m-am dus în apă cu gheață, am stat 10 minute acolo.
Îmi place foarte mult să intru în acea apă rece, mi se pare că îmi recuperează mușchii destul de rapid. Apoi am făcut 40 de minute de masaj cu Florin, puțin, nu vă imaginați, masaj, să mă trezesc și apoi m-am trezit, era foarte târziu. Vă spun sincer, n-am mâncat, nu e bine ce am făcut, trebuia să mănânc, dar nu puteam să mănânc. Am luat atâtea geluri și băuturi în timpul meciului, mă durea și puțin burta, stomacul. Și după am ajuns acasă și m-am culcat. Am încercat cât de repede să mă culc, dar eram în pat și aveam energie și îmi ziceam, hai culcă-te că mâine ai meci, primul meci la 3, trebuie să te odihnești și nu prea ieșa. Dar într-un final cred că m-am culcat cândva, dar nu știu când. Întrebarea e pentru amândoi. Urmează Istanbul pe hard? Cum este trecerea? Iarbă, zgură, hard? Pare că te-ai adaptat destul de repede la condițiile de zgură acum în turneu. Trecerea e întotdeauna complicată și sigur că ea e suplinită într-un fel când vii după rezultate. Dacă vii după meciuri bune, sigur că trecerea e mai ușoară, chiar dacă timpul este mai scurt, încrederea este sus și atunci trecerea se face oarecum mai bine. Dar sigur că este foarte dificilă trecerea și trebuie să, în primul rând, să fii fizic foarte bine, să stai foarte bine și, în al doilea rând, psihic trebuie să reziști foarte bine și, în general, să treci de primul meci. În tenis știți cum e, primul meci și ultimul. Primul tur și finala sunt cele mai grele meciuri. Într-adevăr, mi s-a părut foarte greu primul meci cu Ana, repet, mi se părea că jucam puțin ca pe iarbă, dar nu mai aveam răbdarea necesară care trebuie să o ai pentru zgură, dar, cum a zis Călin, trebuie să treci de primul tur. Dacă treci, deja am avut 3 ore cu Ana pe zgură, am început să simt zgura. A fost și atunci la Marseille, am câștigat turneul, apoi a trebuit să joc la Nottingham marți, am avut doar o jumătate de oră pe iarbă, dar cred că cel mai important este încrederea. Încrederea și totul merge ok. Dar este dificil să tot schimbi zgură, hard, iarbă. Bine ar fi să mergi doar pe hard, da? Ți-ai egalat performanța de anul trecut, spuneai și mai devreme că ești foarte fericită cu acest rezultat, dar pare că îți merge bine atunci când revii într-un loc unde ai făcut rezultat și rezultat bun și mă gândeam că prima finală ai făcut-o la Luxemburg și anul următor ai făcut finala tot acolo, un tip te-a bătut Vika Azarenka, după aceea Venus Williams. Nu, ești dintre jucătoarele cărora le place să revină în locuri unde au făcut rezultat bun, se simt bine în normal, locuri cunoscute? Normal, da. Îmi place. La Luxemburg, acolo, am avut un feeling foarte bun. Meciuri foarte grele, dar am reușit să fac două finale. Aici, acasă, normal că mă simt bine cu acest public minunat, cum să nu. Ieri m-am simțit excelent când am jucat cu Pereira. Mi s-a părut că a fost foarte multă lume și a fost alături de mine și m-a ajutat foarte mult. Îmi doream foarte mult să fac ceva aici. Toată lumea îmi zicea, da, ești favorita 3, poți să faci. Sunt, dar trebuie să o iei pas cu pas, trebuie să treci de primul tur. Meciurile sunt dificile, fetele își doresc foarte mult, sunt clasate foarte bine, top 100 toate. Și mă bucură că am reușit această performanță. Sunt foarte fericită, mai ales că... Nu mă așteptam, pentru că eram destul de obosită, am stat foarte, foarte mult pe iarbă. Da. O lună deja am pe iarbă și eram cam obișnuită cu iarba, dar mă bucur că am reușit să fac. Următoarea adversară e Sara Errani. Uitându-ne pe head-to-head-ul dintre voi, e 3-1 pentru ea și tu ai învins-o în prima întâlnire. Am învins-o odată? Da, acum ceva vreme. Cred că odată. În 2005, undeva în Italia. Nu, la Coimbra, la Coimbra, în Portugalia. Da, la Coimbra. 2005? Da, 2005. În 2015. Da, așa. Dar aceasta o să fie abia a doua voastră întâlnire pe zgură, din câte am văzut. Cum vezi această întâlnire? Văd un meci foarte dificil, foarte dificil, pentru că este... Îi place foarte mult zgura, a avut atâtea rezultate pe zgură, finala aceea la French Open, apoi anul viitor a făcut semifinală, are multe turnee pe zgură, are răbdare, îi place pe zgură, dă foarte liftat, aleargă, luptă, va fi complicat, sper să am energie, deja am foarte multe meciuri în spate și sper să nu fiu obosită, să mă concentrez, trebuie, vă spun sincer, trebuie să joc un tenis bun.
ca să am o șansă. Joacă foarte bine, are încredere și va fi un meci foarte dificil, dar în același timp frumos, îmi doresc să fiu relaxată și să joc cel mai bun tenis al meu. Dacă voi juca și mă voi simți bine, cum am făcut-o și cu Agnieszka, eu zic că o să fie un meci bun. Dar asta este important, să mă simt eu bine, nu contează pe cine am în față, ce adversar, important e să joc eu tenisul acela care pot să-l fac, acela bun. Lumea se așteaptă să fie un meci lung. Senzația noastră e că ambele dați totul înapoi și că o să fie un meci lung. De obicei joc lung, v-am zis. Că e iarbă, că e zgură, că e hard, cam joc 3 seturi tot timpul, peste 3 ore. Chiar pe iarbă la Wimbledon toată lumea se întreba cum reușesc să joc 3 ore. Reușesc, se pare. Da, nu știu. Sper să fie un meci lung, să fie frumos, sper să-l câștig, acum nu știu, dar repet, trebuie să joc foarte, foarte bine dacă vreau să câștig mâine. Domnule Ciurbagiu, am avut-o pe Monica invitată și în marți și ne spunea că are în plan să-și lucreze jocul la fileu. Ce credeți că ar trebui să lucrați împreună pe termen scurt la antrenamente? Bine, jocul la fileu e una din armele ei. Asta nu știu dacă neapărat trebuie să-l lucrăm, trebuie să-l șlefuim oarecum, că e destul de lucrată treaba asta la ea. Eu cred că serviciu rămâne o problemă și în special serviciu 2 la ea încă este o problemă. Nu are serviciu 1 aș zice că l-a îmbunătățit un pic. Serviciu 2 nu are consistența care ne-am dorit-o noi, dar acum știți cum e, na. Nu e ușor. Încercăm și în special lucrurile astea trebuie să le faci tot timpul în timpul unui turneu sau între două turnee, nu e niciodată timp să stai și să zici gata, mă opresc două luni și încerc să rezolv o problemă. Asta e dificultatea mare a tenisului, că trebuie să rezolvi problemele din mers. Și atunci din mers lucrurile nu se rezolvă ușor și trebuie să mai și câștigi, că orice chestie, dacă nu câștigi, după aia n-ai argumente. Îi spui sportivului, fă asta, fă asta, fă asta. Și dacă el nu câștigă meciul, zice, păi bine, uite, n-am câștigat, data trecută am câștigat și am făcut invers. Trebuie să-ți asumi un pic lucrurile astea, să poți să te duci, să ai încredere în ceea ce faci, în schimbările pe care le faci, atunci sigur că e complicat. Monica, ai rămas ultima speranță a fanilor români, ești singura română rămasă în turneu. E asta o presiune în plus? Nu pune presiune pe mine. E presiune în plus sau măcar te-ai liniștit că nu o să mai joci cu încă o româncă? Dar nu sunt agitată dacă joc contra româncă. Mi-a plăcut foarte mult. Mie îmi place să joc în România, oricum publicul e de partea noastră și la Fed Cup atunci cu Serbia m-am simțit excelentă. Mi-a place foarte mult. Nu mai zic la Galați, a fost o atmosferă incredibilă. Deci mi-e place foarte mult să joc acasă, pe mine mă ajută publicul și mă ridică. Acum că sunt ultima româncă, nu știu. Doresc foarte mult să câștig mâine. Acum să vedem ce o să iasă. Meciul va fi greu, repet, dificil, dar voi lupta, asta pot să vă asigur și îmi doresc foarte mult să câștig. Ce o ieși, nu știu. Să ne gândim la titlu? Sau după meciul de mâine? Asta m-a fost și din primul tur, să ne gândim la titlu. Vreau să ne gândim pentru mâine. Mâine. Azi nici n-am apucat să mă bucur, vreau să mă bucur puțin de victoria de azi. Și vedem mâine cum pregătim meciul și sper să iasă bine. Deocamdată nu ne gândim la titlu, vorbim mâine. Noi pe parcursul acestei emisiuni am pregătit și câteva quiz-uri pentru jucătoarele pe care le-am avut invitate, cu întrebări care nu au legătură cu tenisul. Așa că o să le citesc puțin de aici. Și... deja am emoții. Spune-ne, care este prima ta amintire legată de tenis? Păi da, aveam emoții că mi-e greu să răspund. Prima amintire. Cu sora mea jucând tenis, da. Cam asta. Când noi am început tenisul amândouă, ea a început mai repede și eu eram pe lângă ea, o ajutam cu mingile, mai... Cam asta. Noi am început amândouă. Nu prea am... O să fie dificil cu întrebările astea. Cea mai grea înfrângere pe care ai experimentat-o până acum? Au fost multe, multe momente grele. Cea mai grea înfrângere cred că a fost cea cu Serena la Miami, pentru că mi s-a părut că am jucat foarte, foarte bine și totuși meciul a arătat destul de dur. Ea a jucat excelent și chiar după meci am zis antrenorului meu, eu cred că va câștiga turneul. Este foarte motivată, a jucat incredibil, eu jucând cu o săptămână înainte la Indian Wells cu ea și a fost meciul mult mai strâns.
Dar la Miami a fost ridicat nivelul și a jucat incredibil. Dar mai sunt și altele. Cu Bartel anul trecut am avut 3.000 de meci, 5-4-40, am pierdut acel meci. Sunt foarte multe. Cu Flipkens la Katowice sunt ceva. Cu Petkovic la Beijing am avut 3.000 de meci, din care una a fost out, arbitru n-a strigat out. Aia a fost ăla, acela, cred. Da, dacă trebuie să zic unul acesta, Petkovic la Beijing. Jucam foarte bine, am câștigat Guangzhou, aveam mare încredere, m-am calificat și am picat cu Petkovic. Foarte greu meciul, dar am jucat foarte bine și chiar am câștigat meciul. Mie mi s-a părut că mingea a fost out, arbitrul n-a văzut, n-am avut hokai și sufer mai mult, pentru că ai impresia că ai câștigat și că ți s-a furat meciul și am suferit mult. Da, acela este meciul. Da, haideți să luăm și invers, care este cel mai frumoase victorii? Cele mai frumoase victorii? Multe. Cele mai frumoase victorii. O să-ți amintesc eu, una dintre cele mai frumoase a fost cu Nali la Beijing. Ah, da, Nali la Beijing, tot așa m-am calificat, erau 4 locuri pe tablou cu cine să joc, îmi doream foarte mult să nu joc cu Nali, bineînțeles că s-a făcut tablou, am picat cu Nali, puțin dezamăgită m-am gândit că toamna făcuseră un teren foarte mare pentru ea, cel mai mare, și bineînțeles că am intrat în teren și m-am simțit excelent. Nu, bineînțeles, dar zic, am intrat în teren și m-am simțit excelent și am câștigat acel meci 6-4-6-0, cred că prima victorie cu top 10 sau? Da. Pentru mine a fost senzațional, apoi am ajuns în semifinale. Ce atmosferă acolo, mai ții minte? Wow! Senzațional. Era stadionul plin, chinezii, mai zici că se dărâma stadionul. Avem și o amintire frumoasă de acolo, că la sfârșitul meciului Monica a câștigat meciul, a fost minge de meci și în momentul în care game set match, eu i-am făcut semn așa, Monica, în momentul ăla. Să nu mă bucur foarte tare. Și în momentul ăla operatorii au pus camerele pe mine și după aia toată lumea m-a întrebat pe acolo, toți antrenorii, toți, domnule, dar de ce făceai așa? Zic, eu o șmecherie, nu pot să vă spun acum, dar eu îi făcusem așa, fiind primul meci, fiind așteptările mari, Nali venise imediat după ce câștigase Roland Garrosul, era un vacarm în tribună și am zis să nu se bucure exagerat, ca să nu știți cum e când joci acasă, să nu creăm o chestie de genul ăsta și am făcut să stea liniștit, ok, ai câștigat, bravo, foarte bine, dar ăștia au pus chiar camerele pe mine în momentul ăla și atunci toată lumea era contrariată. Dom'le, ce înseamnă asta? Ce înseamnă treaba asta? Că fata tocmai câștigase, o bătuse pe Nali. Era formidabil. Da, mai este și o victorie cu Aga Raduanska la Nottingham. Un tenis, da recentă. Recentă, da, m-am bucurat foarte mult. Nu prea îmi dădeam foarte multe speranțe, pentru că Aga joacă excelent pe iarbă, a făcut finala aceea la Wimbledon, vede bine terenul, îi place foarte mult iarba, mi-a și zis, și nu mi-am dat foarte multe șanse, m-am gândit dacă joc foarte bine, se poate, da. Și vreau să vă zic că m-am simțit excelent în teren, mi-a intrat totul, făceam servici volee, mâna puternică la volee, excelent acel meci, foarte, foarte bun. Chiar cred că cel mai bun pe iarbă, nu? Mi s-a părut. Posibil. N-ai fost acolo, nu? Emisiunea este acum live pe 30.0 și pe Hot News și avem câteva întrebări de la telespectatorii noștri. Deci... De ce dau slice cu dreapta? Știu deja. Poate să vină și întrebarea. Okay. Una este cât vă ia pregătirea unui meci și cum îl analizați după? Tu răspunde, Călin, sau pentru mine? Pentru amândoi întrebarea. Tu, Călin. Acum, pregătirea unui meci depinde. Ne ia cât timp avem la dispoziție. Dacă, nu știu, de exemplu, joci primul tur la Wimbledon, tablou se face vineri și meciul ai luni sau marți, ai 3-4 zile. Ne tot pregătim 3-4 zile pentru acel meci, atât tehnic cât și tactic. Cât și... Spre exemplu, meciul de astăzi, timpul de pregătire a fost aproape zero, că am terminat meciul la 11, probabil că am ajuns la somn pe la 2 noaptea, dimineața am venit aici să ne apucăm, am discutat puțin așa înainte de meci, nu prea am avut timp și sunt situații cum e asta, de exemplu, nici nu
prea poți să faci mare lucru, că sunt timpul atât de comprimat încât n-ai timp să mai faci nimic și atunci asta zic, că îți ia cât timp ai la dispoziție. De aceea mi-e place Encore Coaching. Dacă e ceva și am ratat și n-am avut timp, poate să vină Călin și azi m-a ajutat foarte mult, îi mulțumesc că pur și simplu primul set mi s-a părut că nu joc ce trebuie. Și m-a ajutat foarte mult și da, îmi place Encore Coaching. O privire din afară e binevenită la un moment dat. Da, mai ales că de multe ori planul pe care îl faci înainte de meci se schimbă în totalitate în timp ce începe meciul. Adică tu vezi lucrurile într-un fel sau în funcție de cum a fost ultimul meci pe care l-a jucat cu jucătoarea respectivă. Poate și adversarea face ceva diferit. Apare cu totul și cu totul cu alte chestiuni și atunci trebuie să ajustezi din mers cât poți acolo în alea 30-40 de secunde. Da. Astăzi întâlnim foarte des un anumit tip de jucătoare. Cele care lovesc tare din spatele terenului, caută să finalizeze punctul cât mai repede, puternic și așa mai departe. În această lume, Monica vine cu ceva cu totul și cu totul diferit. Ce înseamnă să fii antrenorul unei jucătoare diferite și cum se exploatează din punct de vedere tactic această diversitate din jocul ei? Pentru mine, Monica a fost o provocare, ca să zic așa. Mie îmi plac provocările extreme, ca să zic așa. Mi-era ușor să antrenez un jucător foarte bun și talentat încă de când am văzut-o, acum 13, 14, 15 ani. Eu lucram cu alte sportive și oarecum ne confruntam și era pentru mine o provocare să pot să o înving, ca să zic așa. M-a fascinat tot timpul stilul ei și am crezut... Chiar am văzut un potențial foarte mare, deși lumea o contesta încă de pe atunci și tot timpul am avut... Bine, n-am eu timp să povestesc acum câte discuții am avut în sensul ăsta, chiar și încă dinainte de a lucra cu ea. Eu ziceam, domnule, fata are, domnule, niște chestii, uite-te cum se mișcă, uite cum face, uite cum accelerează, uite cum schimbă, poate să ajungă departe. Zic eu, hei, nu poate să ajungă, că nu știu ce, așa... Și s-a nimerit ca după vreo 3-4 ani chiar să lucrez cu ea, reușind. Oarecum cred că s-a întâmplat treaba asta pentru că sportiva cu care lucram la vremea aia a reușit să o învingă pe ea și era prima după mulți ani care reușise să o învingă. Oarecum i-am găsit eu antidotul. Și atunci cred că din cauza... Și modest. Da, da, sunt și modest acum, ce să zic. Oarecum, cred că din cauza asta m-au și solicitat părinții la vremea respectivă. A zis, uite, domnule, pe ăsta, dacă a reușit să o bată pe fata noastră, hai să vedem, poate o poate face pe fata noastră să le bată pe altele, pe care nu le poate bate, sau mai știu eu. Și m-a fascinat încercarea asta. A zis, domnule, hai să vedem dacă putem face ceva interesant din ceva în care nu crede nimeni. Ca așa să faci din lucruri normale și firește, normal, că dacă e o jucătoare ca Serena Williams... Rețeta e aproape sigură, nu? Sau e o jucătoare ca, eu știu, Vitova sau Wozniacki. Nu e foarte ăsta greu să nu reușești. Și am început să fac treaba asta și oarecum cred că am abordat-o prea diferit față de cum a abordat-o toți înainte, pentru că toată lumea încerca să îmbunătățească lovitura de dreapta și am venit și am zis, vrei să dai lovitura asta, slice? Da, ok, dă-o, dacă îți place, hai să o dăm. Hai să vedem cum facem să o dăm mai bine decât o dai acum. Ca așa să tot încercăm să învățăm dreapta și să îmbătrânim încercând să învățăm. Dacă tu te simți bine cu asta și hai să facem treaba asta. Plus că mie îmi plac lucrurile diferite. Eram pionier. Îmi plăcea ca să nu port cravată. Toți ceilalți purtau cravată și eu nu purtam cravată sau... Eu îmi strâmpam pantalonii, toți aveau pantalonii largi, cum erau pe vremea și eu îmi puteam să și aveam probleme totdeauna, că mă luau ăștia. Bă, de ce ți-ai strâmpat pantalonii, că nu... Mi-au plăcut lucrurile diferite și atunci cred că din cauza asta m-a și fascinat treaba asta, că e diferit și e interesant într-o lume a forței, a puterii, să vii și să reușești să te strecori și chiar să faci legea la un moment dat, e un sentiment în care... simți că ai reușit să faci ceva. Cum folosiți noul val de informație pe care l-a adus tehnologia în sport? La ce vă referiți?
nivelul tehnologic a crescut, îmbunătățirile rachetelor sunt diferite. Încercați să vă adaptați, să schimbați ceva? Categoric, categoric. Treaba asta adaptăm în fiecare an. E un progres tehnologic. Absolut, e incredibil. Dacă mă gândesc, acum 10 ani era altenis. Acum 10 ani, când am început să lucrăm, era altenis. Lucrurile evoluează formidabil, de la an la an, de la an la an. De asta sunt și jucătoare care te mir. Nu știu, acum 5-6 ani erau în primele 10 și astăzi nu mai fac față. Pur și simplu din cauza asta, pentru că nu știu dacă nu realizează sau nu încearcă să țină pasul cu ce se întâmplă. Sigur că ne uităm și noi pe internet toată ziua, pe YouTube, căutăm chestii. Eu sunt și, cum să zic, maniac în sensul ăsta. Mi-am cumpărat în decursul anilor toate ustensilele posibile de gimnastică, de nu neapărat de tenis, și mă fascinează și chestii de fitness, nu știu, benzi elastice, corzi, cordoane care se îndoaie, am tot felul de mașinării de alea, de lovești mingi cu care practic învață ăștia mici la inițiere. Mi-am cumpărat toate, dacă vedeți ce e la mine acasă, am absolut o grămadă de nebunii de astea, că îmi plac tot felul și ăștia inventează în fiecare an chestie, doctor spin, dai o minge, se învârte, te și miri ce mai inventează ăștia, în special americanii, tot timpul inventează tâmpenii și eu le cumpăr pe toate, așa, le depozitez acolo. Și cărți și DVD-uri. Cărți, am DVD-uri în toate limbile. Pentru stretching, pentru tot ce... Da, nu numai de tenis. Iau, cumpăr, mă uit, câteodată mă uit pe YouTube, așa, mă apuc să mă uit la, nu știu, lovituri, mă uit la Federer, mă uit la lovituri de-astea descompuse, am și eu programe cu slow motion, cu descompuneri, cu nu știu ce, și mă uit tot timpul, studiez, îmi face plăcere, uneori mă pun și stau câte 5-6 ore, mă trezesc că mă tot uit la chestii așa. Cred că asta e până la urmă, dacă faci din pasiune, da, trebuie să te uiți la ele și să le faci, să le cumperi, să le înveți, mai întrebi, mai fugi, mai mă uit, uneori mă uit la antrenamente, nu știu, mă duc și stau și mă uit la Nadal. Mie îmi place mai mult, de exemplu, să mă duc la turnee, să mă uit la antrenamente, nu știu, mă uit în spate și mă uit la Nadal. Mă uit la Federer, îmi plac mult, nu știu, unul și altul, mă fascinează. Pot să mă uit la băieții ăștia pe ore în șir, să-i văd ce fac, să-i văd cum lovesc, să-i văd nu neapărat, să-i văd ce fac din momentul în care a lovit ultima minge și până să duce să bea apă, ce discută cu unchiul Tony, mă rog, chestii de genul ăsta, așa. Chiar mă fascinează lucrurile astea și stau și mă uit tot timpul, cât pot și când. În timpul meciurilor, cum comunicați? Aveți gesturi specifice, un limbaj specific? Cum reușiți să transmiteți informația antrenor-jucător? Păi eu mă iau așa cu mâna de cap, îmi smulg șapca de pe cap, dau cu ea de pe mâini și atunci aia știe. Cum comunicăm? De-aia avem ancor coaching, când e ceva, sunt probleme, îl chem tot timpul. Câteodată simt că știu ce trebuie să fac și nu-l mai chem, dar așa, nu prea comunicăm, că n-ai voie. Imediat primește code violation. Da, da. E, oarecum ne și înțelegem. Ea mai înțelege acum din, nu știu, încruntarea mea, o da. Mână prin păr, îți dai seama. Oh, când... Cea mai tare e când știu că joc rău și începe să râdă. Aia e tare. Aia îmi place. Așa, ironic. Bravo, îmi dau seama, aia e tare. E o treabă, nu să râd sportivul rău. Acum de enervat se enervează toată lumea, dar de râs nu prea râde nimeni. Și am zis, domnule, hai să o fac și pe asta invers decât o fac celălalt, știi cum? Ei, noi nu vrem să vă mai reținem, așa că vă urăm succes în meciul de mâine și să sperăm că o să ajungem în finală. Da, vă mulțumesc, m-am simțit tare bine aici, mulțumesc. Mulțumim. Mulțumim. Iar noi ne revedem mâine de la ora 19.